Da, de cele mai multe ori sunt anumite alergii la anumite alimente. Cele mai Așa. des întâlnite alunele, căpșune am mai văzut. Aftele mai apar din cauza aparatului dentar și nu trebuie să se sperie pacienții, pentru că aud plângeri de genul ăsta. Vai, mi-am pus aparat dentar și sunt, am foarte multe afte și da, sunt normale. E normal să apară, de aceea recomandăm să se folosească o anumită ceară care se pune în zonele în care lezează aparatul dentar ca să nu mai apară ulcerații, că de fapt asta sunt aftele, niște ulcerații. Alimentația picantă, alimentația foarte picantă, sărată. Da, exact, da. Iar sunt reversibile, adică ele trec repede, nu trebuie să ne panicheze, dar trebuie descoperită cauza ca să nu lăsăm să apară tot timpul acolo sau să se suprainfecteze. Bineînțeles că trebuie să avem o igienă iarăși mai riguroasă dacă avem afte, da? Folosim apă de gură, ne spălăm pe dinți.